Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Am să vă fac astăzi o etalare în trei variante. Pentru săptămâna care urmează, săptămâna 9-15 noiembrie, predicțiile săptămânii pentru fiecare zi a săptămânii. Așadar, vă invit să vă alegeți, ca de obicei, una dintre cele trei variante cu pietrele, piatra verde, albă sau roșie, gândindu-vă la săptămâna 9-15 noiembrie și la ce vă doriți voi de la această săptămână. Dacă aveți ceva de rezolvat sau doriți să știți dacă într-o anumită zi se rezolvă ceva care vă preocupă, puteți să vă gândiți la acea zi în momentul în care vă alegeți varianta și să vedem ce vă va dezvălui cărțile de tarot, ce vă vor dezvălui cărțile de tarot pentru ceea ce vă preocupă pe voi sau, în general, cum va fi fiecare zi a săptămânii, care sunt energiile săptămânii. Voi folosi și un pachet de oracol pentru a afla, pentru a vă dezvălui despre energiile care vă pot proteja pe voi, care sunt simbolurile care vă pot proteja pe voi în săptămâna care urmează. Așadar, alegeți-vă varianta cu care voi rezonați în funcție și de în funcție și de ceea ce vă preocupă pe voi pentru săptămâna următoare, da? Și am să încep cu prima variantă, piatra verde. Să dau la parte cărțile ca să pot să vi le așez. Și să vedem așadar prima variantă, piatra verde, cum vor fi energiile săptămânii pentru voi, la ce vă puteți voi aștepta. Deci pentru fiecare zi a săptămânii, vedem ce se întâmplă, care sunt energiile săptămânii. Un succes, o reușită, o nouă cunoștință, o nouă dragoste aici îmi apare. Vă vin vești de o realizare în dragoste sau pentru un loc de muncă, o propunere de un loc de muncă, o propunere sentimentală poate, o propunere de căsătorie poate să vină sau o invitație la o căsătorie. Apare ceva nou în viața voastră care vă aduce fericirea, vă aduce mulțumirea. Să vedem. Am să pun și o carte de să vedem care este talismanul săptămânii pentru voi, norocos, simbolurile care vă pot aduce noroc vouă. Da, voi aveți ceva de petrecut, cuvântul vostru, ce spuneți voi, poate va lua, avea importanță. Sigur că da, foarte interesantă săptămână aveți, să știți. O săptămână foarte interesantă. Aici îmi pare că voi veți primi niște vești. Cineva vă felicită, veți fi felicitați sau veți auzi poate de o persoană care la servici care pentru voi este importantă, care vă poate aduce reușită și realizare. Așadar, în săptămâna care urmează, la servici, orică veți colabora cu o persoană care vă este super pereche, poate unii dintre voi aveți o relație chiar la servici cu cineva sau sufletul vostru pereche va avea succes și pe acest lucru vă avantajează și pe voi. Îmi pare, sau veți lucra cu persoane cu care voi aveți o bună comunicare, sunteți suflete pereche, în familie sau în servici, colegi, păreți că sunteți într-o situație similară în care voi vă înțelegeți și în care cuvântul vostru este ascultat, da, respectat. Poate sunteți și, veți fi mai, cu toate că unii dintre voi poate că ați avut și niște pierderi, niște pagube, dar veți fi consolați, ca să zic așa, de ceilalți cu care voi aveți de-a face. Deci luni, asta vorbesc luni. Luni puteți să găsiți așadar înțelegere, apreciere din partea celor cu care voi sunteți într-o relație de suflete pereche, de persoane care împărțiți aceleași obiective, aceleași idealuri, poate aveți aceleași religii, pentru că aici apare o persoană care este într-o biserică, da? În care își spune punctul de vedere. Și aveți ceva de sărbători, poate un eveniment, poate pentru unii dintre voi luni aveți și un eveniment de sărbătorit. Din punct de vedere religios sau din punct de vedere social sau personal, legat de servicii sau legat de relațiile de cuplu, de familie,
Iar marți aici văd posibil pentru voi să și călătoriți. O să mai pun o carte, să vedem așa pentru luni, de ce aveți voi de sărbătorit înainte. Trebuie să reflectați voi în ceea ce faceți, adică trebuie să aveți grijă că este posibil să iasă și niște neplăceri. E o concurență aici la voi, poate unii dintre voi trebuie să încercați să vă spuneți punctul de vedere, poate în mijlocul celor care știți că împărtășesc cu voi aceleași credințe, aceleași obiective, religii, pentru că altfel vedeți cupa aceasta este răsturnată și altfel puteți să vă... Să nu obțineți ceea ce doriți, da? Deci aici îmi apare că voi puteți să avea satisfacția să obțineți ceea ce vă doriți voi dacă reflectați, nu vă grăbiți, să nu intrați în conflicte cu alții, că pare o zi reușită în care vi se împlinesc niște dorințe, primiți niște vești pozitive, ceva, speranțe noi apar de la persoanele cu care voi aveți aceleași puncte de vedere. Și aici îmi apare călătoria, dar poate și nevoia de a salva, de a fi salvați, poate veți a trebui să ajutați pe alții, posibil să apară schimbări de vreme, probleme, că vedeți și îngerul aici care apare, schimbări de vreme sau situații conflictuale și sunt persoane care au nevoie de ajutor, de a fi salvate, fie pentru sănătate, fie pentru din alt economic, fie din alt punct de vedere. Deci aici, marți, pare o zi în care, orică vă oferiți sprijinul pentru a-i ajuta pe alții, pentru a-i salva, cu sfaturi, cu acțiune, etc., fie că va trebui voi să acceptați ajutorul cuiva. Aici pare și o călătorie. Unii puteți auzi vești legate de o călătorie proastă, persoane care au probleme cu călătoriile. Da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Pentru persoane și care petrec, persoane care sunt mai petrecărețe, deci trebuie să fiți, poate, marți, trebuie să fiți atenți la persoanele care petrec, care sunt, cum să spune, superficiale. Aici pare o situație în care unii dintre voi, sau poate aveți vreo petrecere, trebuie să vă duceți la vreo petrecere undeva, dar îmi par niște situații superficiale. Pentru că aici, miercuri, apare această rege de spade și în spate se vede un avion parcă în flăcări. Da? Parcă și apa e în flăcări. Deci pot să apară situații conflictuale, de certuri, de discuții, oricât din cauza unui bărbat, orică un bărbat este mai agresiv, poate să fie și o persoană din cu funcție, care are aici o spadă, deci are o putere, are o persoană inteligentă de altfel, dar are multă putere, poate fie în societate, fie într-o situație în care voi aveți de-a face. Pot să apară niște vești care să strice lucrurile, să se agraveze, să se creeze situații de conflict. Poate și din cauza banilor. Trebuie să fiți în echilibru aici, să nu intrați în certuri, în discuții, poate legate de bani. Poate să fie și acest lucru. Joi aici văd energia acestei femei, o femeie care este inițiată, care are o bună intuiție, o persoană generoasă, bună, care vrea să ajute, dar este posibil să fie și invidiată și aici o femeie joacă un rol important pentru voi joi, fie că sunteți voi ca mamă, ca soție, ca educatoare, ca profesoară, ca persoană care se ocupă de îngrijirea altora, de copii, de familie, etc., fie veți avea de-a face cu o astfel de persoană, puteți primi vești de la o astfel de persoană sau vă veți pune în valoare talentele aici, poate veți avea, face o nouă cunoștință sau darurile voastre native vor avea un rol important, talentele voastre. Vineri aici văd asul de spadă, deci se clarifică niște situații, se face dreptate, vă vin idei, veți avea niște revelații, adevărul va predomina. Divinitatea parcă se face lumină de la nivel înalt, vin vești, soluții, aprecieri, recompense. În orice caz veți reuși să învingeți cu ajutorul inteligenței, al inteligenței fizice, materiale sau emoționale sau artificiale. Aici inteligența joacă un rol important, comunicarea, revelațiile. Trebuie să fiți atenți totuși la situațiile de conflict, da? Pentru că vineri pot să apară și niște situații conflictuale, persoane mai agresive. Apar vești aici, trebuie făcute niște clarificări, dar cu inteligență, în spiritul dreptății și nu agresiv,
Da? Deci folosind puterea cuvântului, al inteligenței, dar nu al forței, pentru că altfel intervine justiția care are mai multă putere. Pentru sâmbătă aici văd tot un asul de bâte, ceea ce îmi vorbește despre faptul că veți avea vești, noutăți, lucrurile se petrec foarte rapid. Există multă comunicare, călătorii, veți descoperi niște adevăruri, apar niște situații pozitive pentru voi, dar trebuie să reflectați. Trebuie să reflectați, să nu vă grăbiți, pentru că situațiile conflictuale nu au trecut. Deci apar niște situații aici, puteți să aflați și de niște persoane care, nu știu, poate să fie și iară vreo situație conflictuală, da? Deci unul împotriva altuia sau pot să apară niște situații agresive, așa. Deci încercați să fiți prudenți cu aceste vești, cu comunicările care sunt, felul în care discutați cu alții sau întâlnirile pe care le aveți cu alții. Duminica aici mi-apare această femeie de Regina de Bâte, ceea ce îmi vorbește despre o situație pozitivă, cu mai mult entuziasm, cu mai multă inițiativă, talentele sunt puse în valoare, culegeți roadele muncii voastre, puteți avea chiar succes financiar datorită muncii voastre, a acțiunilor voastre, da? Deci puteți avea o stabilitate, mai multă stabilitate sau datorită faptului că aveți un job stabil, voi vă veți simți în siguranță, vă puteți relaxa, puteți ieși la cumpărături, poate sau la plimbare, vă veți ocupa de cei apropiați, să zic așa. Și simbolul vostru este schimbarea, deci va fi o schimbare în această săptămână, dar trebuie să dați dovadă de înțelepciune și răbdare, pentru că altfel puteți fi. Deci aveți nevoie de răbdare, de înțelepciune, să vă informați, apar vești, noutăți, schimbări aici în această săptămână, care pot fi schimbările acestea și în urma unor conflicte, în urma unor situații agresive sau în urma unor dezastre, depinde de la situație la situație, schimbările de vreme, spre exemplu, schimbările la nivel de societate, toate acestea aduc niște schimbări. Se întâmplă ceva și trebuie să dați dovadă de răbdare, înțelepciune, moralitate, să reflectați înainte de a acționa, să vă gândiți și la consecință. Da? Deci, pentru că aici mi-a apărut schimbarea și schimbarea îmi vorbește despre faptul că apar niște oportunități, dar trebuie să vă bazați mai mult pe voi înși vă, să nu vă bazați pe alții. Da? Deci veți fi atrași de schimbări, veți fi atrași de noutăți, dar trebuie să le luați, să le triați, să zic așa, să vă bazați pe voi, să nu încercați să-i manipulați pe alții sau să încercați prin a-i folosi pe ceilalți ca să ajungeți voi să obțineți ceea ce doriți, pentru că altfel puteți intra în aceste situații conflictuale. Cam asta e ce văd așadar. Puteți avea protecție, da? Deci aici îmi pare că pe voi vă avantajează situațiile în care voi dați dovadă de răbdare și de înțelepciune. Puteți avea, aveți runa Enuazu care vă ajută pe voi. Acest simbol, da? Deci vedeți acest simbol care este aici. Sunt trei simboluri. Aceste trei simboluri pe voi vă ajută și runa Enuaz vă dă reușită, da? Deci aveți mai multă forță, mai multă energie, mai mult puteți avea succes. Este corespondentă a literei I sau E, IE. Da? Deci este pozitivă ea și vă aduce multă forță interioară, multă încredere în sine, vă face multă claritate mentală. Deci se fac niște clarificări în această săptămână. Este o rână care vă poate proteja de influențele malefice, vă ajută să vă învingeți temerile legate de situații agresive, de schimbări, puteți să evitați neplăcerile bazându-vă pe voi înșivă, căutându-vă răspunsurile și forța în voi înșivă, da? Deci, și să nu încercați să folosiți forța, da? Deci, într-un mod excesiv, folosiți-vă intuiția, bazați-vă pe intuiția voastră. Este o perioadă în care nu este tocmai plăcut, e o perioadă tocmai plăcută, dar în care puteți să depășiți obstacolele și dificultățile dacă vă bazați pe voi înșivă și aveți mai multă încredere în voi înșivă. Cam asta e ce văd eu la prima variantă. Și haideți să vedem și la varianta pietrei albe, cum va fi această săptămână care urmează pentru voi. Să vedem la ce vă puteți voi aștepta în săptămână 9-15 noiembrie, așadar.
voi grăbește. Atenție că pot apărea situații neconflictuale și de vreme proastă și de la nivel de societate, economic, certuri, discuții. E un pericol. Deci și pentru sănătate, pentru orice domeniu poate fi, apare un pericol pe neașteptate, o situație negativă pe neașteptate, ceva care să vă dea peste cap planurile. Atenție. Sau poate o dragoste la prima vedere mai poate să fie pentru unii. Este o situație în care trebuie să vă vindecați, să vă ocupați de vindecare, de sănătate, vindecarea unei relații, vindecarea unei situații, a unor probleme. Pot apărea nevoia de a ajuta pe alții, de a ierta sau de a vă împăca cu voi și cu alții, poate și acest lucru, de a face pace pentru ca să mergeți mai departe, să puteți să depășiți niște situații. S-a acceptat ajutorul altora, poate și acest lucru. Ia să vedem care este talismanul vostru protector pentru săptămâna care urmează. Luni. Luni aveți aici atenție la situații conflictuale, să știți, pentru că mi-a apărut regele acesta de spade și vorbește și de ori nevoia de a face dreptate, de a apela la justiție, aveți nevoie de sprijinul unui bărbat cu funcție, autoritatea statului, ori să nu aveți de a face atenție cu situații conflictuale, de dezastru, pe neașteptate, agresive într-un fel. Da, deci poate și trebuie să vă folosiți inteligența într-un mod corect, să faceți clarificări, să fiți diplomați sau atenție la pericole, da? Deci pentru că aici în zare mi se vede acest avion care, avionul reprezintă și călătoria, dar și veștile, vorbele, discuțiile care se fac, comunicarea, da? Deci poate apărea să se inflameze niște situații din nimic. Da, sau să aveți de a face cu critici, cu persoane care critică, care vă judecă într-o situație și nu, dacă nu vă cum, trebuie să fiți prudenți, să tratați cu atenție situația ca să nu vă enervați, să nu începeți discuții sau să nu răspundeți la provocări, că e posibil să apară situații provocatoare într-un sens negativ. Da, deci fiți prudenți cu această situație. Ia să vedem de ce e această situație. Poate să fie vorba și o situație legată de, la nivel de politică, la nivel de societate, la nivel de sănătate, la nivel de orice poate să fie. Aveți nevoie de să nu vă bazați doar pe voi, poate aveți nevoie și de ajutorul altora. Sau poate să puteți să aveți un succes mare prin intermediul unei instituții a statului sau poate să vă încărcați cu prea multe responsabilități și să cedați nervos. Poate și acest lucru. Unii dintre voi puteți avea o astfel de situație. Poate din cauza unor critici, din cauza unor ostilități, etc. Deci e o situație așa, zecele de bâte, aici am vorbește că aveți nevoie de putere mai mult, aveți nevoie de mai multă forță, dar trebuie să vă distribuiți energia pe timpul zilei de luni într-un mod echilibrat, ca să nu vă supra-solicitați, da? Trebuie să vă faceți, să vă împărțiți responsabilitățile și cu ceilalți, să zic așa, dar cu persoane care, pe care vă puteți baza, care sunt corecte, nu care sunt agresive sau sunt prea critice. Aici mi-apare, poate unii dintre voi aveți nevoie și de să vă ocupați mai mult de sănătate, poate și acest lucru. Pentru marți aici văd această carte de monede care îmi vorbește de faptul că trebuie să vă căutați echilibru, să vă eliberați de niște dependențe, de niște vicii. Va fi o zi în care vă puteți reechilibra, puteți să obțineți sprijin, ajutor, cineva să vă ajute, să vă dea bani, să vă dea sfaturi bune, etc. Dar trebuie și voi să știți. Fiți atenți de la cine le obțineți și cum le obțineți. Încercați să fiți, vă bazați mai mult și pe voi, să nu vă mai bazați pe alții prea mult. Că puteți avea succes și reușite, poate chiar prin intermediul unui bărbat aici. Îmi pare că un bărbat vă poate sprijini. Cineva care vine și intervine pentru voi. Puteți avea o întâlnire importantă marți cu cineva care să vă ajute într-o situație în care voi nu puteți face față singur, poate. Sau tot ce veți face marți, dacă veți face cu seriozitate, puteți avea succes, vă puteți echilibra, vă puteți avea mai multă siguranță de sine. Deși mai sigur pe voi.
Pentru miercuri aici văd stelele, ceea ce îmi spune că apar situații noi, oportunități noi. Vă veți regenera ca sănătate, veți avea succes pentru studii, pentru un serviciu, apar miracole, apar situații pozitive pentru voi, poate chiar nașterea unui copil sau rămâneți însărcinate, poate apărea o declarație de dragoste, o poveste de iubire nouă sau mai multă energie, vă întâlniți destinul, vă urmați destinul. Stelele vă sunt favorabile să aveți un succes, da? Financiar, profesional, un succes mare, aveți mai multe. Justiția să vă facă dreptate, să obțineți dreptate prin justiție, să obțineți un post de muncă sau, da, deci o rezolvare a unor situații. Stelele sunt de partea voastră. Aici, miercuri, deci aveți mai multă forță, energie, dreptatea este de partea voastră, se fac clarificări, va fi mai multă pace și echilibru, mai multă armonie, se îmbunătățesc niște situații în viața voastră, fie sentimental, fie profesional, fie de muncă. Și joi aici văd papesa, ceea ce îmi spune că o femeie mai matură, mai înțeleaptă, poate juca un rol important în viața voastră sau voi aveți nevoie să vă demonstrați înțelepciunea, maturitatea, moralitatea, să fiți cu răbdare și înțelepciune, să nu forțați lucrurile, că lucrurile se pot rezolva pe cale pașnică, pentru că ia uite ce aici, deci este o situație de conflict, deci trebuie să aveți răbdare și înțelepciune, să vă faceți o clarificare în situația în care vă aflați joi, într-o relație sau de muncă, poate apărea o schimbare. O schimbare necesară, dureroasă, dar care vă va aduce o altă șansă. Da? Deci vă dă o șansă să-ți faceți o schimbare în viața voastră, chiar dacă pe moment pare ea dramatică, dar ea va fi cum posibil pentru unii să aflați și de vreun deces. Vineri aveți cinciul de monede, ceea ce îmi spune că aici trebuie să fiți atenți. La înșelătorii, poate unii dintre voi, să nu aveți de-a face cu persoane care încearcă să vă înșele, la cumpărături, la investițiile care le faceți, la bani, etc. Aici pare că trebuie să fiți atenți. Pot apărea niște situații în care prețurile se măresc sau fac niște schimbări la nivel de economie, poate și acest lucru care vă poate afecta într-un fel sau altul. Așadar, fiți atenți la datorii, fiți atenți la câștiguri, la bani. Pentru că e aici o situație așa, trebuie să aveți persoane care poate nu gândesc ca voi, vor mai mult să se distreze, vor mai mult, tratează cu ușurătate anumite situații și acest lucru vă poate aduce neplăcere. Atenție că poate aveți de-a face cu persoane care încearcă să vă deruteze. Vineri aici mi apare această persoană care stă și se roagă, dar e aici o persoană care parcă vrea să schimbe o situație și aici orică trebuie să vă informați mai mult asupra unor situații, orică trebuie să vă fiți mai să aveți mai multă încredere, să vă bazați pe persoane de încredere, pe voi înși vă. Aici o femeie, puteți, atenție, poate ca femeie să nu fiți judecată, să nu fiți dată la o parte, să nu fiți marginalizată. Aici mi-apare o situație în care parcă bărbatul iese în evidență și femeia trebuie să fie, vă simțiți poate fără putere. Poate unele dintre voi e vorba și de probleme de sănătate pentru că ați rămas însărcinată, trebuie să duceți sarcina până la capăt. Condiția voastră de femeie poate se pune în discuție, trebuie să dați dovadă de mai multă răbdare, înțelepciune, moralitate și poate e la unele dintre voi și dorința de libertate, aveți nevoie să fiți independente, să nu mai depindeți de alții. Și duminică văd aici iar o situație de agresivitate tot împotriva femeii, persoane care critică, umilesc femeile, poate, da, deci mi-apare aici persoane care sunt mai tinere, poate, sau mai superficiale, e nevoie, persoane care trebuie să privească cu mai multă seriozitate relațiile, respecte poate mai mult femeile. Aici e o situație în care parcă femeile nu sunt prea mult respectate. Deci au nevoie de. Există, e nevoia, se simte nevoia de înțelepciune și răbdare. Aveți nevoie poate să vă ocupați mai mult de educația copiilor, să aibă mai multă răbdare, înțelepciune, mai mult respect față de femei, de mame, de surori, de etc. De persoanele mai mature, poate mai în vârstă.
simbolul vostru, și la voi aici tot schimbarea, tot înțelepciunea, deci răbdare și înțelepciune aveți, această runa inunați care îmi vorbește că trebuie să vă bazați pe voi, pe forțele interioare, dar să o faceți cu corectitudine, să folosiți diplomația, înțelepciunea și răbdarea, este foarte necesară în această săptămână, da? Deci aveți, va fi o schimbare în această săptămână și se petrec schimbări și poate nu tocmai plăcute și trebuie să aveți răbdare și înțelepciune să nu intrați în conflicte. Și să vedem și a treia variantă. Varianta cu piatra roșie. Să vedem la voi cum va fi săptămâna 9-15 novembrie. La ce vă puteți voi aștepta? Care sunt energiile săptămânii pentru fiecare zi a săptămânii? Voi aici poate veți avea niște câștiguri, niște bani, înaintați într-o situație, pentru studii primiți ajutor, pentru a vă căsători poate, sau pentru a cumpăra o casă, a vă face ceva, investiții, posibil să obțineți un împrumut, să vedem. Vedem care este talismanul vostru norocos. Care protector pentru această săptămână. Da, voi aveți aici luni, aveți o zi de sărbătoare, o zi de succes, o zi în care sărbătoriți ceva, obțineți ceva. Ori mai intrați într-o nouă familie, intrați într-un nou colectiv, ori vă împăcați cu cineva, vă revedeți cu cineva, aveți multă veselie, multă sentimente împărtășite, să zic așa, pentru planurile voastre. Întâlnire cu familia sau emoții pozitive, în orice caz, speranțe noi, un succes care vine la voi maxim. Pentru, se fac niște clarificări, poate, e vorba despre, sunteți poate într-un cuplu, deci aveți poate și rivalități sau acolo unde au fost niște discuții într-un cuplu sau într-o relație de afaceri, de muncă, de familie, de etc. Se pare că lucrurile încep să se îmbunătățească, veți primi sprijin ajutor, începe să vedeți, veți face poate niște clarificări. Marți aici văd și aici cupele, care îmi vorbesc și de aici tot de sentimente, de emoții și îmi vorbesc și de faptul că veți avea poate niște idei, da? Veți ocupat mai mult de studii, vă urmați ideile voastre, poate pot părea nebunești, dar pot aduce și la niște descoperiri, niște revelații. Da, vă veți pune în valoare niște talente aici, ca femeie mai ales, deci vă veți pune talentul vostru, de intelectul vostru, vă veți ocupa de educația voastră, a copiilor poate, sau veți rămâne însărcinate, chiar veți descoperi că sunteți însărcinate sau doriți să faceți copii, aveți o idee de a face copii, de a studia, de a educa, de a vă ocupa, de a vă pune în valoare intelectul, a vă pune în valoare libertatea voastră de femeie. Veți avea mai multă independență sau veți dori mai multă independență marți și o veți obține. Veți fi mai respectată, poate, de cei cu care interacționați, cu toate că veți face multe lucruri pe cont propriu. Miercuri aici văd acest tânăr de spade, deci atenție la situațiile conflictuale, agresive, poate aveți nevoie să vi se facă dreptate, trebuie să cereți sprijinul autorităților pentru a să vi se face dreptate și încercați să nu intrați în conflicte, da? Încercați să faceți pace cu persoanele care ați fost în conflict, mai ales un tânăr, aici apar situații noi, noutăți, poate o nouă cunoștință, iar da, o nouă cunoștință, deci poate vă veți îndrăgosti pentru unii dintre voi sau vă veți împăca cu persoana cu care voi ați fost în conflict, dar apare șansa de împăcare, de revedere, de refacerea unei relații sau de o nouă relație care apare cu un tânăr, poate chiar care studiază sau care are haină militară, poate și acest lucru. Iar joi aici la fel vă dragostea, împăcarea, poate chiar o împăcarea cu cineva sau poate chiar un contract nou, o relație nouă, mai multă credință, apropierea de credință sau chiar căsătorie, da, religioasă. Pentru unii poate să apară o comuniune de idei, da, cu cineva cu care vă împărtășiți emoțiile, sentimentele și opiniile, apare joi această situație. Da, deci apare chiar succes, poate să apară, un succes, un mare succes, da? Aveți un mare succes, se face dreptate, poate aveți nevoie de sprijin, de ajutor și îl puteți găsi o colaborare foarte importantă cu cineva.
Pentru vineri, la fel, mare succes, un mare câștig de bani, da? Deci faceți colaborări noi, intrați într-o nouă familie, într-un nou colectiv sau se mărește familia, colectivul, vă vin bani pe neașteptate, câștiguri mari pe neașteptate, da? Deci vi se face dreptate, se întoarce o situație în viața voastră, o persoană sau vor se fac niște, veți avea niște revelații, niște miracole. Să zic așa, e ziua judecății care vine cu mare succes, cu vineri pentru voi, cu mare reușită financiară, profesională sau relațională, emoțională. Puteți participa la un eveniment, da? Important pentru voi sau pentru societate. Și sâmbătă aveți aici asul de monede care vine cu vești, vine cu noutăți, cu revelații. E o sărbătoare, ceva nou, se schimbă, o schimbare. Veți avea o noutate, un miracol în viața voastră, poate, care apare pentru voi vineri, sâmbătă și se fac, este practic poate o revelație, se face clarificare, se face dreptate, apar noutăți, schimbări noi, noi șanse, să zic așa. Și aveți și duminică aveți luna, ceea ce îmi vorbește despre familie, despre niște revelații, niște secrete care ies la suprafață, o întâlnire poate spirituală, poate și o comunicare la un nivel spiritual, atenție și la visele de noapte, aveți o intuiție mai bună, mai multă creativitate, copiii, familia joacă un rol important în viața voastră, veți avea succes, veți găsi sprijin în familie, poate unii dintre voi, vă veți fi satisfăcuți de miracolele care se întâmplă în viața voastră, de succesul pe care îl aveți. Și cartea care vă aduce vouă aici mi apare, puteți avea niște revelații, deci voi în această niște vise poate care apar în viața voastră în această săptămână. Deci fiți atenți la visele voastre, că vă vin niște informații importante. Aveți și runa Raido, care pentru voi este, aveți și semnul vărsătorului, care pentru voi este important în săptămâna care vine, energiile curg. Da, deci lăsați-vă duși, poate și de val, pentru unii dintre voi, vă veți lăsa duși de val. Evenimentele se schimbă. Fiți atenți la informațiile care apar pe timpul nopții, așadar că vin cu informații prețioase. Aveți litera R, care poate pentru voi are o importanță foarte mare. Așadar, fiți atenți ce vi se comunică, la intuițiile voastre, la visele de noapte. Veți avea mari succes, poate intelectual, idei noi, care am zis și de aici că mi-apar niște descoperiri științifice, poate, nu știu, vă vine vreo idee, vreo idee de geniu, veți avea, că aveți și aici asul de spade și asul de monede care îmi vorbesc de niște revelații și aici judecata care îmi vorbește de revelații. Deci, în această săptămână, pentru voi, de la a doua variantă, veți avea revelații, minuni, miracole, succes mare, mare succes, mare financiar, profesional, evoluați, să zic așa, viața voastră se va schimba foarte mult în bine, veți descoperi niște comori, să zic așa, spirituale, emoționale, relaționale, financiare, etc. Cu inteligență reușiți să obțineți tot ceea ce vă doriți, să vă eliberați de niște situații, să înaintați. Deci cam asta e ce văd și la a treia variantă pentru voi în săptămâna care urmează. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții și că vă vor fi de folos și vă doresc în continuare o zi plăcută și o săptămână nouă excelentă din toate punctele de vedere. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!